Preoții catolici din Iași trebuie să răspundă până la sfârșitul anului alături de ceilalți parohi din întreaga lume la o serie de întrebări legate de căsătoriile interreligioase sau între persoane de același sex, ori dreptul acestora din urmă de a adopta copii. Iar asta pentru că Papa Francisc face un sondaj la nivel mondial pentru a vedea cum sunt abordate aceste subiecte sensibile. Suveranul pontif vrea să vadă ce crede în oriași și cum abordează preoții catolici credincioșii considerați cândva paria de către biserică. Persoanele divorțate, cele care trăiesc în concubinaj sau homosexuali. Clericii catolici din Iași spun că în sondaj vor menționa că, deși acceptă credincioșii de orice orientare, nu pot fi de acord cu întemeierea unei familii între persoanele de același sex. Nu putem să acceptăm astfel de căsătorii. Sigur, nu putem să excludem astfel de persoane care vin la liturghie, care se roagă, sigur, care cere iertare. Orice persoană care cere iertare, care vine la spovadă și se căiește și dorește să nu mai păcătuiască, este acceptată. Dar nu poate fi acceptat comportamentul acestor persoane. Nu cred că va veni odată biserica să spună gata, se poate din acest moment. Tot ce este contra naturii nu poate fi aprobat. Noi condamnăm, dar nu putem fi de acord cu ei. Cred că Papa aici vrea să spună, biserica, pe orice om, din orice categorie, de orice situație, cu orice păcat ar avea, trebuie să-l includă, să-l îmbrățișeze, să-l primească. Alături de preoții din Iași și credincioșii, cred că aceste persoane nu trebuie stigmatizate, ci acceptate. Persoanele divorțate nu cred că le putem pune în aceeași categorie cu homosexualii, dar trebuie să privim pe fiecare ca după chipul și asemănarea Dumnezeu. Dar se acceptă în biserică, pot veni fiecare. Da. Este o poziție foarte consecventă cu Evanghelie pentru că fiind dacă toți suntem fiii lui Dumnezeu, fiecare în situația lui. Ceea ce afirmă Papa, într-adevăr, provoacă un zbucium interior în majoritatea persoanelor și în credincioși și în clerici. Dar dacă ascultăm mai atent și cercetăm în inimă, o să vedem că este vorba despre integrarea persoanei, de nediscriminare. Nu înseamnă acceptarea anormalității. În funcție de rezultatele sondajului, va fi stabilită agenda unei conferințe episcopale în luna octombrie a anului viitor, în cadrul căreia se va discuta despre adoptarea bisericii la schimbările care au loc în familia modernă.